Vă vaccinați sau nu împotriva COVID-19? Este întrebarea rostită cel mai des de români în aceste zile. Dacă medicii, care au început deja să fie imunizați, recomandă vaccinul și spun că este singura metodă de a scăpa de coronavirus, o parte a societății civile este încă sceptică. Vor reuși însă autoritățile să convingă cetățenii să se vaccineze? Există o campanie susținută de informare în țara noastră? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem alături de medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, care este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Dar și cu domnul doctor Andrean Marinescu, medic primar boli infecțioase, Institutul Național Matei Balș. Vin întâi spre dumneavoastră, domnule doctor Gheorghiță. Spuneți-ne câte alte persoane s-au vaccinat astăzi. Vom relua legătura cu domnul doctor Gheorghiță. Vin spre dumneavoastră, domnule doctor Marinescu, în acest moment. Spuneți-ne care este campania de informare în acest moment pe care o derulează România, tocmai pentru a-i convinge pe cetățeni să se vaccineze. Să știți că această campanie de comunicare și de informare se face de ceva vreme. Aici discutăm de niște argumente care sunt în plan științific. Până la urmă, această noțiune de a convinge trebuie să facă exact aceste argumente. Și până la urmă trebuie să gândim care este beneficiul versus reacțiile adverse care pot să apară. Întotdeauna când vrem să ne punem întrebarea dacă ne vaccinăm sau nu, să ne gândim ce pierdem dacă nu ne vaccinăm. Ce pierdem? Pierdem faptul că ne putem îmbolnăvi. Indiferent dacă suntem persoane vulnerabile sau nu, să știți că nu avem nicio garanție că nu vom face o formă severă. Iar dacă vom face o formă severă, viața ne poate fi pusă în pericol. Practic, vaccinul, cu eficiență, știți foarte bine, de 95%, chiar mai mult, ne scapă cu o mare probabilitate de această îmbolnăvire. Este important ca fiecare dintre noi să-și pună această întrebare. Iar comunicarea pe care noi, în general, specialiști, am încercat să o facem în această perioadă, se referă exact la aceste argumente luate pas cu pas într-un filtru logic. Este foarte adevărat, domnule doctor, foarte adevărat. Dumneavoastră, medicii, știți, aveți acces la mai multă informație, sunteți medici și știți cam cum funcționează un vaccin. M-aș îndrepta totuși către dumneavoastră, domnule Gheorghiță, și v-aș întreba, este acum în România o campanie susținută? Pentru că eu vă spun ce se întâmplă. Primim de la grupul de comunicare strategică niște link-uri cu niște informații, evident, dar sunt informații greu de digerat pentru cei de acasă. Există ceva țintit, susținut pentru omul de rând? În primul rând aș începe prin a spune că în momentul de față scepticismul, așa cum spunea și doamna doctor Simin Florescu ieri foarte bine, nu este un defect și aș mai adăuga încă ceva, dacă îmi permiteți, faptul că ezitarea, amânarea și toate situațiile care, mă rog, în momentul de față se regăsesc în rândul opiniei publice, nu reprezintă neapărat un refuz față de vaccinare, iar toate aceste stări de fapt, ele pot să fie diminuate, cred, prin dialog, prin comunicare și prin găsirea până la urmă unui teren comun prin care ne regăsim cu toți. Important este... Cine face acest dialog? Asta e important. Cine face exact dialogul? Cred că important este ca, până la urmă, dacă plecăm de la un obiectiv comun și acela fiind faptul că toți ne dorim același lucru și anume să punem capăt acestei pandemii. Acest dialog în momentul de față au fost mai multe etape. Noi am avut întâlniri științifice, webinarii și consultative cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România, cu reprezentanții rectorii Universităților de Medicină și Farmacie, cu asociațiile de medici de familie, de asemenea cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, lucruri prin care am încercat să prezentăm datele științifice relevante despre ceea ce înseamnă în momentul de față vaccinuri aflate în dezvoltare, despre vaccinurile care au primit autorizare, despre date organizatorice care țin de campania de vaccinare, iar mesajul mai departe trebuie până la urmă transmis prin rândul și cu ajutorul profesioniștilor din sănătate care sunt parte activă a acestui proces de informare și de comunicare. Pentru că știm, fiecare persoană dorește să se informeze întrebându-și medicul de familie, întrebându-și medicul în care are încredere. De asemenea, pot să vă spun că am avut întâlnire cu reprezentanții celor 18 culte religioase din România, pentru că realmente sunt situații în care persoanele întreabă de servenții acestor culte religioase despre
diverse aspecte care țin de viața lor personală, printre care este inclusă inclusiv partea legată de vaccinare. Deci noi am încercat să facem tot ce a ținut în această perioadă, sigur, scurtă. Sunt foarte multe lucruri care necesită îmbunătățite în următoarea perioadă și aș mai adăuga faptul că în acest moment, cred că și personalul și mass media are un rol important, dacă vreți, în furnizarea informației de calitate, în ideea în care trebuie să prezentăm datele care sunt validate științifice, datele care provin din surse oficiale, pentru că prin intermediul dumneavoastră, presa scrisă, televiziune, radio, putem să ajungem, dacă vreți, la fiecare persoană. Mai mult decât atât, am creat o serie de panotaje pentru outdoor și, de asemenea, pliante care au fost distribuite, peste 1 milion de pliante pe care am încercat și le-am distribuit în țară pentru a fi afișate în cele mai importante locuri în care persoanele interacționează, la hipermarketuri, la cabinete de medicină de familie, stomatologice, intrarea în spital. Practic am încercat să creăm în această perioadă un mesaj de informare, însă fără să creăm obiective și fără să creăm false așteptări. Nu ne-am dorit să vorbim despre un vaccin anume, pentru că în acea perioadă nu vorbeam de un vaccin autorizat, ci ceea ce am dorit în prima etapă a fost să creștem nivelul de conștientizare vis-a-vis de importanța și beneficiile vaccinării este, în general. Am înțeles foarte clar, domnule doctor, și în acest moment medicii de familie, preoții, alte cadre medicale, de fapt ei sunt ambasadorii campaniei de informare. Spuneți-ne câte alte cadre medicale au fost vaccinate astăzi? La ora 18 avem situația pe care o vom pune la dispoziția dumneavoastră, situația de la ora 5 și ea va fi actualizată la ora 20 când se cheie activitatea în centrele de vaccinare. Ce vă pot spune că sunt centre de vaccinare precum Maramureș, la Baia Mare, unde activitatea de vaccinare a fost încheiată. Practic, prima doză a fost administrată tuturor persoanelor care au fost incluse în lista de programare. Activitatea de curs normal și astăzi, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, incidente majore care să pună cumva dificultăți în ceea ce privește continuarea activităților de vaccinare. Noi ne străduim și ne dorim să începem și să continuăm activitatea de vaccinare și în celelalte centre înființate în unitățile medicale. Chiar acum aveam o ședință cu comitetele județene în care evaluam județ cu județ pentru a vedea care este disponibilitatea în momentul domnule de față doctor, de aceste vaccinare. V-aș întreba când mai vine următoarea tranșă de vaccin, pe de o parte, și ca centru de stocare, noi avem doar Institutul Cantacuzino sau mai sunt alte centre de depozitare și în țară? În momentul de față avem 7 centre de depozitare în toată țara. Centrul național este reprezentat de Institutul Cantacuzino, care are o capacitate de stocare la minus 80 de grade de circa 1,5 milioane de doze. În celelalte 6 centre regionale din țară, care au aceste facilități de stocare la minus 80 de grade, Timișoara, Brașov, Cluj, Iași, Constanța și Craiova, există o capacitate de stocare între 150.000 și 200.000 de doze și fiecărui centru regional sunt arondate 5 sau 6 județe în funcție de regiunea respectivă. Mâine urmează să vină următoarea tranșă de vaccinuri pentru centrele de stocare din București, din Cluj și din Timișoara și pe data doze, de 30 doctor? Decembrie, în total vorbim de circa 140.000 de doze. Deci mâine vor ajunge 140.000 de doze? Nu, mâine și poimâine. Deci, practic, această cantitate de 140.000 de doze este distribuită în funcție de numărul centrelor de vaccinare pe cele 7 centre de stocare din țară. Domnule doctor Adrian Marinescu, aș vrea să vă întreb, pentru că, iată, este important ca lumea să știe, primim și noi la rândul nostru întrebări. Știm că în acest moment nu se face o testare înainte de vaccinare și probabil că nu se va face nici când se va începe vaccinarea în masă, să spunem așa. Un pacient care este asimptomatic, da, este infectat cu coronavirus, dar este asimptomatic, poate să facă vaccinul? I se întâmplă ceva rău dacă acesta face vaccinul? În mod clar poate să facă vaccinul și nu se întâmplă nimic. Nici nu am avea nevoie de o testare făcută anterior, adică nu ar fi o obligativitate care să influențeze vaccinarea. Trebuie să știm în felul următor, singura contraindicație, sau mai bine zis, amânare în cazul vaccinării, este dacă avem o simptomatologie acută pe perioada în care avem aceste simptome. Cât timp suntem asimptomatici, nu e niciun fel de problemă și vaccinarea poate să se desfășoare normal.
Domnule doctor Gheorghiță, cam cât credeți că îi va lua României să vaccineze, să spunem, 5.000 de oameni? Știm că ieri au fost vaccinate 960 de cadre medicale. Atunci când vom vorbi de milioane, probabil campania se va prelungi pe luni. Da, este adevărat, e vorbind de câteva luni. În momentul de față, pentru personalul medical, estimăm în circa 370 de centre de vaccinare care vor fi operaționalizate în următoarele zile. Aceste 370 de centre care vor fi operaționalizate, ați spus, în următoarele zile, da? Da, care vor primi dozele de vaccin necesare pentru vaccinarea personalului, atât a personalului propriu, cât și a restul categoriilor de personal medical care vor fi arondate către acele centre de vaccinare. Domnule doctor, a fost raportată până acum vreo reacție alergică? Înțelegem că la Cluj o asistentă a avut o reacție. A fost o reacție alergică ușoară, din câte s-a transmis. Repet, toate aceste raportări vor fi făcute, vor fi disponibile la ora 18, pentru că noi așteptăm centralizarea datelor atât de la ANM, cât și de la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică. Înțeleg într-adevăr că este vorba de o asistentă care a dezvoltat o mâncărime, ca să înțelegem pe românești, o reacție alergică la nivelul membrelor inferioare. Evoluția acum este foarte bună, nu au fost riscuri de reacție alergică majoră și a mai fost raportată pe platforma ANM-ului o reacție adversă ușoară la Suceava, practic disconfort la locul de administrare. Domnule doctor Gheorghiță, nici dumneavoastră nu considerați necesară testarea înainte de vaccinare, măcar cu un test rapid. Știm foarte bine în cazul gripei, de exemplu, când mergem la medic, în niciun caz nu ne este recomandat să ne vaccinăm atât timp cât avem simptome, tocmai pentru că putem dezvolta o formă severă. În cazul COVID-ului nu se poate întâmpla acest lucru? Ce pot să vă spun este faptul că inclusiv în acele studii clinice în care au participat voluntari asimptomatici, chiar dacă ei au fost testați anterior inițierii și înrolării în studiu, o parte dintre ei s-a dovedit ulterior că erau pozitivi la momentul înrolării în studiu și nu s-a întâmplat absolut nicio problemă. Deci, practic, acele persoane au evoluat natural și nu s-a întâmplat, nu au fost probleme de siguranță. Dimpotrivă, practic, forma de evoluție a infecției nu s-a agravat, practic boala sau infecția și-a urmat cursul natural firesc. Așa cum spunea și domnul doctor Marinescu, în momentul în care ne aflăm în pandemie și există o transmitere accelerată comunitară a acestei infecții, ceea ce ne interesează din punct de vedere medical, pentru că asta este o contraindicație de moment, temporară, este ca pacientul să nu prezinte simptome de boală la momentul prezentării în centrul de vaccinare. Domnule doctor Adrian Marinescu, v-aș întreba foarte scurt, dumneavoastră ați avut vreo reacție după ce ați făcut vaccinul? Nu numai că n-am avut nicio reacție, dar n-au fost nici măcar acele lucruri care se întâmplă la locul de injectare. A fost și mâna de aur pe care a avut-o asistentă, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Și în momentul de față e totul perfect. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenții amândurora. Este foarte important, iată, să vorbim despre acest vaccin, pentru că necunoscutele care mai există le rezolvăm, să spunem așa, pe parcurs. Iar campania de